Campania va debuta pe 1 noiembrie, de ziua prăznuirii Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, pentru că ne dorim să acționăm pe două planuri, pe cel social și, sigur, pe cel medical, care e atât de specific în această perioadă. Practic, duminică, la ora 17, va avea loc un salon virtual de carte, în care vom prezenta volume de autor, vom lansa cartea Familia și Filantropia, două instituții divino-umane, volume oferite campaniei de înalt preasfințitul Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Apoi, după ce vom face această prezentare de carte, va avea loc o sesiune, ca să-i spun așa, de împărtășire. Și tot ceea ce se va aduna în timpul webinarului nostru, în timpul salonului, va fi folosit exclusiv pentru a cumpăra materiale medicale, echipamente, dezinfectant și tot ceea ce e nevoie acum, în perioada aceasta de pandemie, în cămine de bătrâni din județul nostru. Pentru început, fondurile vor merge către bătrânii din căminele de la Solca, Bogdănești, Vama și Pojorâta. Campania este coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu sectorul social al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Instituția Prefectului Județul Suceava, Monitorul de Suceava, Televiziunea Intermedia Suceava și Asociația Proiect Pro Europa.